De la sfârșitul acestei luni, cei ce doresc să-și prelungească actualele autorizații de taximetrie sau cei ce vor dori să urmeze meseria de taximetrist trebuie să îndeplinească mai multe condiții ca până acum. Astfel, noul regulament adoptat recent în ședința de Consiliu Local vizează atât conduita șoferului autoturismului, cât și modul în care acesta își va practica meseria. Șoferii de taxi au obligația să întrețină aspectul curat al autoturismului atât în interior cât și în exterior, să nu efectueze lucrări de întreținere și de reparații în stațiile de taxi, precum și să adopte o ținută corespunzătoare. Aceștia nu au voie să practice taximetria îmbrăcați în ținute neadecvate, cum ar fi maieu, pantaloni scurți ori șlapi. Cei ce nu vor respecta noile reguli prevăzute în regulament riscă să rămână fără licență. Taximetriștii salută inițiativa primăriei și spun că verificările sunt binevenite, mai ales pentru cei ce practică această meserie legal. Ce părere aveți despre faptul că la sfârșitul acestei luni se vor înăspri controlele la dumneavoastră taximetriștii? Păi ceva corect și bine. Care avem acte și astea să fie, deci circulăm fără probleme, iar cu zece la noi pirateriștii, pentru ei bănuiesc că o să fie probleme. Pentru noi care avem acte, e un lucru bun. Dar ce părere aveți despre faptul că noua hotărâre de Consiliu Local vizează și îmbrăcămintea pe care o veți purta la muncă? Nu aveți voie în pantalon scurți, în jlap și nici mai eu. E ceva frumos. Deci cred că e ceva frumos și bine să te îmbraci decent când mergi cu clientul și... Deci e un lucru bun. Că ar fi bine să se năsprească. Ieri în ședința de Consiliu Local s-a luat o hotărâre privind faptul că trebuie să veniți la muncă îmbrăcat adecvat și nu în jlap, în pantalon scurt sau tricou. Unii vin, unii nu vin, nu știu ce să zic acum. Da, sunt de acord să zic așa. Nu este nicio problemă, așteptăm. Dar ce părere aveți despre faptul că domnul primar dorește să nu mai veniți la muncă în pantalon scurți, mai eu sau jlap? Da, mai e o idee rea. Foarte bine. Până când cei ce vor fi desemnați legal să efectueze astfel de controle, taximetriștii giurgiuveni care practică curse cu clienții singurului transportator local au zilele numărate în ceea ce privește vechiul obicei. Odată cu demararea acțiunii de control, toate neregulile privind neliberarea bonului fiscal clientului ori perceperea unor tarife mult mai mari decât cele afișate vor dispărea.